Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La o margine de Chișinău, într-o pădure deasă, doi frați trăiesc într-un bordei săpat în pământ. Înainte ai o lume toată prin pământ și mai sănătoși cât în beton. Da. Cei doi frați gemeni locuiesc aici de 14 ani. Acum o lună însă, autoritățile i-au anunțat că bordeiul va fi demolat. Oameni tăi și cu mama, cum noi am făcut-o. Cum ne-a ajutat omul. Andrei și Vasile spun că nu au încotro să plece, așa că sunt hotărâți să-și apere locuința cu orice preț. Eu am zis că varsari de slânge, nu dă voie. Ei ieși cum caldă, trudul meu și nevață o fărâmi, apoi o fărâm pe nevată. Totuși, cei doi frați spun că le este frică să trăiască aici. Pe cine acuză frații de viața la care au ajuns și ce soluție văd ei pentru problema apărută? Aflați astăzi! Cei doi gemeni, Vasile și Andrei, au venit astăzi în platoul nostru să-și spună povestea. Cum au aflat ei că riscă să-și piardă locuința în care au trăit de o jumătate de viață, aflăm imediat. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi în platou. Vreau mai întâi să vă întreb, cine v-a spus că locuința, acel bordei, va fi demolat? La pretor au spus. Cum s-a întâmplat asta? Cum v-au anunțat? Au sunat și au spus, gătiți-vă toate lucrurile voastre în țară și aia asta. Deci de ei știau despre existența voastră? Că... Da, știau și a 20 dimineața au venit ei. Dar cine le-a spus? Cum... Eu nu înțeleg un lucru. 14 ani. Da. Sunt niște oameni care trăiesc într-un bordei, într-o pădure și uite că după 14 ani cineva se trezește că vrea să vă demoleze bordeiul și să vă scoată de acolo. Ei au venit la pretor că nu avem autorizație, nu avem niciun document. Ei până atunci v-au vizitat vreodată, iată, în acești 14 ani? Niciodată. V-au spus în general care ar fi motivul? De ce să... Să ne alungi de acolo. Să vă evacuezi. Nu, au zis un motiv anume. Iată, vă evacuăm pentru că... Da, au zis că nu avem autorizație, că nu e de asta document, că aveți voi aici să aveți străiți, că mă atât au spus, și vă gătiți aia asta. Și ați luat gazdă. Deci nu-i contează unde să trebuie să te duci. Numai să te duci. Da. Să eliberați pădurea. Da. V-au dat și un termen? Dat un termen de o lună, zile. Voi aveți unde să plecați în cazul acesta? Da. Unde să te duci? Nu aveam unde să plecăm. Ei așteaptă în momentul tot cum a fost prin podvalul, când aiesc, să-ți dormi plângă gări, când aiesc. Deci să vă găbondați, practic, da, să deveniți oameni ai străzi. Să ne fac oameni străzi, că să poți ne fiei, să te închiduri și ceva să-ți provocheze din partea lor. Ce spun funcționarii de la pretura sectorului Buicani despre posibila demolare a acestui bordei, vă spunem mai târziu, iar acum să vedem cum trăiesc Andrei și Vasile în bordeiul de la marginea orașului. Atenție! Noi facem curățenie, am vrut să pun flori și hrianti astea care pentru mâncare. Nu sprinește. Că dacă să însemn, dacă ați vis, demolez, cum să fac eu? Și aici am vrut să fac și acolo, înțeleg? Spun, rasad. Dacă sărai că valier la câini, am vrut să fac și nu sprânește. Aici e de an trecut valierul. Aici e gardă, am vrut să fac. Amoie să tare puțin. Câinii care au fost, nu sunt damos câinii și alți câini. Altă-i spânzurat, altă-i necat, altă-i împușcat. Așa lumea de rând. Hojeacul e acolo, plită înăuntru. E, cum zici, făcută din gheață cu lut, solară de aici, și noapte e lumină. În dată în săptămâni sau în două săptămâni, și așa își facem. În dată în două, trei săptămâni, moșdei cu mălie, știu cum, la țară. Îi dea cu apă la izvor. Apă de la cran am băut și mare de jăgăraie. Turile astea cumpărate.
Am lucrat cu la construcție și în praf. Aici e, pot să mai stai încă 10 ani, nu mai chinc. Nu ne rânduim aici, înțeleg? Dacă eu, dacă sunt la loc, șade cu bine, șade ziua. A unde să te duci? N-ai unde. Pe pozul nume, Lolic, nu știu cum îl cheamă. Mă, pe Andrei l-o ascultă. Da, pe unde e el? L-a dus măța în gură și eram mititel Ardan, vă... Stai așa. Vă 4 luni are. Cu Andrei se joacă, când deschizi aia asta, îi faci curățenie îndată în 3 zile face și îi hrănim cu pâine. Ca tare am vrut să fac întâi bani, să fac fundanți, să strug este întâi, să mă duc psihotare, să fac niște bani, să vin și cum îi stroiesc, cum am mulți tot așa fac, metode. Stroiesc și pe urmă plătești, cum zici, să facă documentat. Să lucrez undeva, știi? Strâng bani din material, să fac peristroica aici. Să achețe la ea și să tragă lumină, ori depus de ea solarnă. Eu m-am gândit solar de pus, nu mai trebuie de tras nică de la dânș. Cel mai uimitor din toată povestea asta a fost acea cușcă cu șoricelul. Da, știți la ce m-am gândit? Că probabil el are condiții mai bune de trai decât voi, cei care îl îngrijiți. Dacă avem grijă de dânsul, cum nu s-a condiția bună. Eu am înțeles că ceea ce vreți voi acum să obțineți este un document care să vă dea în proprietate acest teritoriu, acest burdei, nu știu cum mai exact să zic. Da, așa este. Da, știu, este. Voi vreți acolo să locuiți în continuare, să dezvoltați, să construiți? Vrem să facem că să plecăm după graniță, să venim să facem prezizația asta loc de pământ, să facem ca de amintiri, că acolo noi, trudul nostru, 14 ani noi am trăit. Știți, este incredibil. Eu nu-mi imaginez cum trăiți acolo, cum ați iernat. Prima mea întrebare a fost cum ați iernat, cum ați înghețat. Sob, sau e cald plin, acolo? E cald la noi. Facem focul în 24, asta, în fiecare zi arde și e cald înăuntru. Băieți, pentru voi este viața voastră, dar dintr-o parte este absolut incredibil condițiile și felul în care trăiți voi acolo. Apropo, am înțeles că lucrurile nu stau chiar... Da, voi povestiți că aveți și de asta, că e cald, că aici nu știu ce faceți, voi sunteți, apropo, foarte curăței. Chiar vreau să zic că miroase praf de spălat de la haine, adică... Da, avem grijă de noi să mă... Da, nu sunteți așa, vai de capul vostru. Dar am înțeles că totuși e periculos acolo să trăiești, chiar la propriu. Da, în pădure. Eu nu vorbesc de calamități naturale sau de fenomene ale naturii, dar chiar și sunt niște oameni acolo periculoși. Vin narcomani, vin caută, pun. Școli. Mai vin oameni care la fac șașlăci nu departe din noi. Sunt servesc și vin și caut conflicturi. Ne vorbesc cu vinte, ne suzorate, ne amintă pe noi. Dar ei vă întreabă? Iată, în toți acești ani, oamenii când dau de voi, care este reacția lor? Nu că întreabă, asta cum să vă lămuresc, ei spre fac, e cararea și ei știu că e astupată de la deal și din partea asta, e cararea asta care spre noi vinită, noi suntem curățit, noi am avut grijă, mergem pe cărare, vedem vă hârtie, noi trăim acolo, noi am făcut cararea și nu noi am făcut, când a fost nisoarea și ea, când au dobărât copaci, nimeni nu au curățat. În aprilie, atunci... Da. Până la izvor, toate cărările care vin spre noi, noi am curățat, noi am ferit crengile într-o parte. Dar acolo nu există, nu știu, un pădurar, o autoritate care să aibă grijă de acest lucru. Cum să vă spun, jumătate e pădure, jumătate e parc. Bun, nu este o zonă de trecere, nu se plimbă lumea în fiecare zi acolo. Dar ziceți că cei care ajung acolo sunt periculoși? Da, sunt periculoși. Sunt narcomani, sunt... oameni serviți și ei
Știu că rare-i cu rațetă. Da, s-a fost niște conflicte, a fost. Haideți și... să vedem cine ați povestit despre un incident de acum o lună. Atenție. Da, ei îmi lau cu telefon căuta și necu vede și întreabă și căutați voi aici, că nu aveți drept, că noi în curăță cărarea asta. Și așa l-au început cu cuvinte nesuzorate, că ați vei oameni și ați vă închidă ochii, ați vă deschidă ochii. Îl spărie. Și ei au început să nene de mamă, să nene de mamă, duci și spală. Dar eu m-am întors cu fața spre necu și sunt pe Andrei Zvest, ne răzberem. Și necu ne face semn. Dar ei de la mine era cu un metru de la mine era. El ne face semn, dar ei era cu cuțetă, ca așa, cu un cuțet. Avea, nu și ne-am făcut semn, mă spărgem în spate. Da, vreau să mă taci. Eu am scos balon și am struchetul în față. Eu am chemat poliție, că eu am observat la dânsul are armă. Din spate avea armă. El când era plecat și s-a uitat în telefon și l-a văzut că chem poliție, el s-a dus în colo de tornic să învărte pe acolo. El a luat câte o leac mai la val, mai aproape de mașină. Și polițistul îi zici că a observat că e cu mașină și zici ca să iei la mașină să o controlezi dacă este și abat. Și el a început la mine că a strâmbat oameni cuvinte nesuzorate și el de mamă a zis o vorbă că eu vreau să sar în parc, ce să-i dă vodou? Să-i dă vodou că nu o să mai vorbească așa vorbe. Și polițistul trece și sare șanțul, în loc să-l ței pe dânsul, mă ține pe mine. Haideți să vedem acum cine s-a comunicat la Inspectoratul de Poliție Buiucani în privința acestui incident. Atenție! Angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani din cadrul Direcției de Poliție Municipiului Chișinău nu au avut la examinare plângeri parvenite de la cetățenii Coadă, Andrei și Vasile, precum că ar fi avut un conflict în fâșia forestieră unde aceștia locuiesc. Totodată, careva adresări din partea cetățenilor în privința cetățenilor Coadă nu au parvenit în adresa poliției. Deci, practic, cazul nu a fost înregistrat, nu v-ați plâns nici voi, nici... Câte ori ne adresăm și aia, chiar ne pui plângeri, ei nu fac. Câte ori facem chemare, și când m-au fost sluciuri mai înainte, până să dea din noi jurnalism, m-au fost cazuri mai mult. Facem chemare și noapte, și la două din noapte, ei și poți aud pe telefon că... Ia că eu îi pun la gronc să audă, să audă persoană. E și zic, și pot să facă, e strigă și nu o să alerg tot pădurea. Așa adică spune. Așa spun. Și acesta este răspuns. Pe urmă găsesc pe ori fată, ori băiet, ori mort, ori gățuit din copac, orice altă. De atunci v-a mai vizitat poliția? A fost două ori. A fost la... Dar cum? Ei fac razii sau cum ajungi la voi? Eu, cum să vă lămuresc, eu a fost, o lăsat aproape 5-6 zile, aproape o săptămână. O lăsat și a venit, nu a venit deodată, când a doză, când după, a fost duminică, sâmbătă a fost duminică, eu trebuie să luni să mă chem, m-a chemat tu mai miercuri. O lăsat-o în timp să vadă și o săptămână o lăsat. Așa se spune și o săptămână. Și după asta? Fost la asta, la... Inspectorat. Inspectorat de poliție, m-a întrebat, eu îi lămuri cum tot chestia. Și din câte se pare, uite, nici măcar nu a fost... Iasă că ne s-a coat ca mincinoși. Da, așa iasă. Te adresați la autorități, la dânșa. Ei ne s-a coat ca suntem mincinoși. Spuneți-mi, vă rog, totuși, iată... Având în vedere locul, condițiile, în toți acești ani, voi fiind doi bărbați sănătoși, aparent cel puțin, nu ați vrut să vă schimbați viața? Da, să vă schimbați traiul? Nu știu, pare a fi mult mai confortabil să trăiți măcar într-un sat sau mai aproape de oameni, nu? Noi am vrut să schimbăm viața, dar nu sprănește Moldova să schimbi viața. A fost și după hotare, și când am venit după hotare, tot nu merge treaba. Dar voi mai aveți rude, frați, surori? Am soră, frați. Câți? Mai am cu un frate și două surori. Haideți să vedem un subiect pe care l-au pregătit colegii mei despre voi și despre familia voastră. Atenție! Geminii Vasile și Andrei au 33 de ani. Ei provin dintr-o familie numeroasă, având încă 5 frați. Părinții săi, Valentina și Victor Coadă, au divorțat încă în anul 2000. Tatăl lor ar fi plecat în altă familie, iar mama consuma alcool în exces. Astfel, asistența socială a trimis copiii la internatul din satul Vâsoca, raionul Soroca. Când în 2005, când noi am terminat școala,
Noi am vrut aici la Picreangă să învățăm de șofer. Frații Coadă își amintesc că în data după absolvirea gimnaziului au decis să revină la Chișinău, unde planificau să-și continuă studiile și să o regăsească pe mama, despre care nu mai auzise nimic de aproape 7 ani. Că înainte, soțul care l-a sormea, o bătea pe mama în sat. Noi eram mitei la internat. Ajunși în capitală, frații și-au găsit mama care vagabonda pe străzile orașului. Am observat mamașa așa de acolo, dar mulți arătau cu deștul. Și am întrebat și cauță pe aici, eu lucrez aici, evident că ridic culioase de jos, dar nu am spus că doarme acolo. Atunci, frații Coadă au decis să-i construiască mamei sale un bordei în pădure. Timp de 7 zile, aproape 8 zile, noi am făcut. Nu avem ferestre, încă nu ne ajunge toli. Din deal, în cenșul, erau de-a vasele, dvornicul, și de la dâns toliu l-am. Îi pus plioncă, toli. Vasile spune că își câștigă banii muncind în construcții. Doar că ar fi angajat sezonier și nu-i reușește să aibă un venit stabil. Lucrez la oameni cu construcție. Mă duc și descarc țământul, năsăp, neachetă. Fratele său, Geamăn Andrei, locuiește tot aici, în bordei. De ceva timp, el a adus aici pe iubita lui, o prietenă din copilărie. Ea o ajut pe a mea moia, că s-a vrut în jec și i-a dat ca măturător. Concubina lui Andrei are 2 copii dintr-o relație anterioară de 5 și 7 ani. Și aceștia au locuit o vreme în bordei, până au fost luați de autorități. Acum micuții se află în grija asistenților parentali. I-o luat, îmi zăva și sub forță i-o luat copiii. Când vrea să iei copilul, cum l-a dus la poartă, n-are drept să îndre aia. Și l-a apucat copilul și cu deasala îl trăie la grădineță, că te așteaptă poliția, că să vii să dai pe mână la poliție. Din acea zi au și început problemele, spun frații Coadă. Autoritățile s-ar arăta tot mai nemulțumiți de traiul pe care aceștia îl duc în bordei, spun tinerii. Ne-au zis că nu trebuie să trăiți în bordei, că ne-au dat cu salariul moldovenesc, poți să cumpri casă. Eu zic, care salariu? Cu salariul moldovenesc de 2000. Da, cu 2000 de lei îți cumpri casă. Între timp, în platou ni s-au alăturat activistul civic Alexandru Trohin și psihologa Elena Covaliova. Experții au urmărit istoria eroilor noștri și sunt gata să-și împărtășească părerile. Bună seara, bine ați venit. Chiar vreau să știu ce credeți despre această poveste. Este chiar incredibil ceea ce se întâmplă. Eu, de exemplu, am urmărit istoria oară asta și chiar mi s-a ridicat părul pe mână, fiindcă în secolul 21 să vezi astfel de cazuri e ceva anormal, să zicem. Dar, totodată, avem ceea ce avem. Dar, iată, fraților, vă întreb, dumneavoastră le aranjează, e ok ce unii locuiesc, sunt bine așa sau nu sunt bine așa? Vor să se mute cu traiul? Sunt bine. Nu vreți schimbări, nu doriți absolut nimic deloc, o schimbare de locuință? Vrem să schimbăm locul care unii noi ne-a închinuit și am făcut, se băie de amintire, chinul nostru, să nu demoleze și din vada. Adică parte. Acum unde locuiți dumneavoastră, da. Vreți să rămâneți aici? Să-l perfecționați, să-l, nu știu eu, nu doriți să trăiți în altă. Sau chiar dacă vă mutați voi, asta vreți, ca să nu se distrugă ce este acolo? Noi vreau, cum am vrut noi să... Să lăsăm de amintiri, noi mult timp. Bine, dar vă dați seama că acolo poate să vină altcineva, aceiași, ziceți voi, oameni care se droghează. Nu că oameni se droghează, sunt oameni care vin la oraș, nu pot să întoarcă înapoi, să m-a întâmplat așa cauze. Și dedea de noi și rămâne la noi pe noapte. Deci voi încă și ofereați refugiu pentru oameni care rămâneau în stradă? Da, în vârstă vinița, din părțile. Care de departe. Nu m-aș mira dacă o să aud peste 5 ani că ați făcut acolo un centru de plasament. Nu, sau... că noapte o familie a fost la noi tot cu copii, s-a rătășit și era trezor și ne-a domnit la mașutcă și ne-a rugat să rămâi la noi. Și ați depostit? Rămâne cu dânșca în pază, să uite, nu se vor alță. Și s-a odihnit ea, oameni adăsul. Și așa îi primiți pe oricine vă cere? Nu pe toți. Noi ne uităm și după om. Ne uităm.
posibil și narcoman îmbrăcat în curat să măzească. Noi tot controlăm, ne interesăm. Sunteți atenți la ce da, Ирина, вы прежде чем зайти в студию, успели да. немного посидеть, побеседовать с нашими да. героями? Вы знаете, какие вы для себя выводы сделали? Я даже была удивлена тем, когда я узнала о том, что эти ребята, на мой взгляд, сначала казалось, что они должны быть несчастны, что они должны в таких невыносимых условиях находиться, что они жертвы обстоятельств. Совершенно изменился взгляд после общения с этими ребятами. Я увидела вполне по-человечески понимающих различные проблемы, социальные проблемы других людей, достаточно отдающих себе отчет в том, что происходит, желающие изменить ситуацию, то есть верящие в будущее. То есть таким образом я вижу нормально функционирующих личностей. Более того, в те условия действительно очень сложные, невыносимые. Я смотрела даже за вашей реакцией, когда вы слушали этот рассказ, как вы реагировали на это. Это действительно с нашей стороны, которые привыкли людей, которые привыкли к комфорту, к определенным условиям, по крайней мере, к четырем стенам и крыше над головой. Это просто невероятное событие, можно сказать, невероятный факт нашей действительности. И тем более это рядом с нами. И для нас это, безусловно, удивительно. Тем важнее этот пример, который мы сейчас имеем. Это определенный рода аскетизм. Теперь зададим вопрос, а с чем он связан? Я думаю, общаясь с ребятами, я поняла здесь то, что проблема социальности и социализации очень важна в жизни человека. Ребята пришли из интерната. И общаясь с ними, я поняла, что в интернате достаточно были созданы благополучные условия, хотя никому не пожелаю именно в интернате пройти свое детство. Но тем не менее, они с благодарностью вспоминают об этом времени. Когда же начались проблемы? Тогда, когда они вышли уже в социальные отношения. Как встретил социум этих детей? То есть это вопрос не конкретных двух людей. Это конкретный это вообще вопрос общий, как могут социализироваться дети, прошедшие школу интерната. Как общество принимает этих детей? И что я услышала? Оказалось, что никак. Оказалось, это даже просто разочарование, с которым мне столкнулись. Все воспоминания, которые связаны в этом возрасте, они все негативные. И что оставалось делать этим ребятам? Искать возможности не только самим как-то реализоваться в этом обществе, но и еще и помочь матери, которая тоже осталась совершенно беспомощной. Кстати, о матери, о родителях. Eu, Vasile Andrei, eu am înțeles că totuși tatăl vostru și mama, nu-mi dau seama încă dacă erau atunci împreună, aveau un apartament în Chișinău. Da, pe Vasile Coroban. Așa, voi câți ani aveți atunci? Atunci noi eram la voi ați reușit să locuiți? Nu, nu are așa. Noi de 7 ani ne-au luat la internat. Dar până la 7 ani acolo ați locuit? Da, da, în acest apartament? Vă mai aduceți aminte? La internatori pe noi. Eu mai fugem de la școală și mai ducem să caut părinți prima dată când am fugit. Nu s-o prins să dau de părinți. A doua oară tot. Dar de acel apartament vă aduceți aminte? Da, mă aduc aminte. A treia oară când am dat de apartamentul, am fost în apartament, două camere, baie. Ce s-a întâmplat cu el? Cine tu ești? Zic, eu sunt proprietarul casei. Potrivit legii este inacceptabil. Și mama voastră a trăit cu voi la bordei? Da. Tot în pădure? Tot în pădure. Îi zic 7.000, îți dă 3.000. Dacă unii să te duci să cauți o gază, 3.000. Dar asta nu înseamnă că voi trebuie să locuiți în pădure. La o margine de Chișinău, într-o pădure deasă, doi frați trăiesc într-un bordei săpat în pământ. Au sunat și au spus că gătiți-vă toate lucrurile voastre în țară și aia asta. Și a 20 dimineața au venit. Cei doi frați gemeni locuiesc aici de 14 ani. Acum o lună însă, autoritățile i-au anunțat că bordeiul va fi demolat. Ei au venit la pritur că nu avem autorizație, nu avem niciun document. Andrei și Vasile spun că nu au încotro să plece, așa că sunt hotărâți să-și apere locuința cu orice preț. Deci nu-i contează unde să trăiesc. Nu avem unde să plecăm.
Noi am vrut să schimbăm viața, dar nu se prânește Moldova să schimbe viața. Lor le aranjează, e ok, ce unde locuiesc? E... Locul care unii noi ne-a închinuit și am făcut, se băde amintiri. Chinul nostru, să nu demoleze cineva. Vin la oraș, nu pot să întoarcă înapoi, să m-a întâmplat așa cauze. Și de dea de noi și rămâne la noi pe noapte. Asta. Deci voi încă și ofereați refugiu pentru oameni care rămâneau în stradă? Totuși, cei doi frați spun că le este frică să trăiască aici. Pe cine acuză frații de viața la care au ajuns? Și ce soluție văd ei pentru problema apărută? Aflați astăzi. Tatăl vostru și mama, nu-mi dau seama încă dacă erau atunci împreună, aveau un apartament în Chișinău. Am fost în apartament, două camere, baie. Ce s-a întâmplat cu el? Vândut. Tu făcut acolo mică nație la apartamentul ăsta. Cine? Mama era dispărțit cu tatăl meu, erau ei dispărțiți. Mama trăie cu altul. Așa? Și bate a rămas singur. Și... au avut acolo mică de datorie, în sumă de la lumină, de la gaz, de la apă. Au avut în sumă acolo de 50 de mii de datorie, era tăiat. Uh-huh. Și chestia asta e s-o pornic să și vă vândut apartamentul. Nu vândut, și apartamentul s-a vândut nață. Și voi practic ați rămas pe drumuri. Dar eu am înțeles că și mama voastră în ultimii ani din viața ei a trăit cu voi la bordei. Da. Tot în pădure. Tot în pădure. Acum 2 ani, Valentina Coadă, mama eroilor noștri, a povestit într-un reportaj despre traiul ei în bordeiul de la marginea pădurii și despre cum a ajuns ea să locuiască acolo. Să vedem această filmare. Eu de 18 ani avem fată. 37 ani. Și el atunci îmbla cu vânzarea, cumpărarea, și că și nu vânduse apartamentul degeaba. Eu n-am văzut un bănuț de la... cfărdirea asta. O rublă. Copchii erau la internat, ne-am luat. Locul ăsta, un băiat m-a dus aici. El a făcut un sarai, cum? De vale acolo un sarai și zicea că și de să trăiți aici. Eu primul an mi-era greu că du-te, că eu acolo lucream la căminul numărul 6 să băține de la Ion Creangă. Lucram acolo, o borsă. Și mi-era greu, dar pe urmă m-am deprins. Ia că aici e în tot bogăția. Acolo eu dorm. Aici doarme cvartera, asta cum zici, băietul și-a luat cu fata asta. Aici e Vasea, acolo Andrei. Aici e ghine, mă ghine de afară. Când se întunec afară, cum vă aici trăiți? Cum aprindeți? Ia că acolo ea este lumină, aici este lumină. Băieți au conductori de ăsta, duci și-l încarcă la un om și vine și încarcă bateriile astea. Mă rog, e doar tot bogăția înapoi care am avut-o. Ei să aibă o mână de ajutor, mă ajute să ies din bolotă. Din groapa asta, atâta vreau. Și așa înainte, nu știu. Nu știi, mâini pui mâini, și vom tremur, să te duci în fundul pământ, să nu mai vezi lumea. Mama voastră așa și nu a mai făcut să se mute din groapa asta, cum zicea ea. Ea a murit. A murit, da. În spital a murit. Din câte au aflat colegii mei, tatăl vostru ar mai fi lăsat încă o casă, da, în satul Hârtopul Mare. Da. O casă. Și-ar fi lăsat-o mamei voastre, așa am înțeles. Deci da. Era chiar o moștenire, spre deosebire de apartamentul din capitală. De ce ea nu locuia acolo și voi, la fel, împreună cu ea? Voi cunoașteți? Da, cunoaștem. Atunci noi, de la internată, când m-am dus de la internat, i-am spus lui directorul în față, eu vreau să plec să văd pe mama mea și se întâmplă cu dânsa la casă la Hârtop. Voi credeți că mama locuiește la Hârtopul da. Mare? Eu știam că ei trăiește la Hârtopul Mare și i-am spus lui directorul, dacă nu-mi dă voi, eu plec.
că eu sunt încă casa. Bine, directorul nu... ca director. Voi cu mama ați discutat? Ea de ce nu locuie acolo? De, acolo... Gneuș o bătim. O bătim în casă. Cine? Prima dată e furată din casă, cu voarele. O bătim și eu văzut că se duce să adreseze la Ucicovă. Ucicovă o împinge cu chiorul. Și de asta a plecat de acolo? Da, e de asta și a plecat de acolo. Eu s-am înțeles că e mult nasă o doreză. Acolo. Haideți să vedem cine trăiește acum în casa pe care a lăsat-o mama voastră. Atenție! Neca, vedeți cum trăiesc eu cu copiii? Neca, aici fata doarme. Acolo eu cu băiat, cu aici mai mic el și băiatul aici doarme. O să vă spun sincer, asta e vinovatul tata. Părinții, el e vinovat. Și mama a spus Dumnezeu iert până a murit. O să-i cumpărat o casă fără documente, aș ajung cu copiii pe drumul. Aș vii într-o bună zi, aș spui afară. Afară. De când ne-am mutat aici, tot cu gândul ăsta trăiesc. Și au fost și sfadă, au fost multe. Ziua, când, de afară. Și în aveți să fac un gard de la casa asta, o să trag apă, o să trag gaz, ca la toată lumea o grad. Dacă eu am știut că nu e meu, cum pot eu să fac? Vreo 10.000 de lei, da, nu mai mult, asteană, îi pune până la 1.000 de euro. Dar mai mult pe dânsa nu-i dă nimeni nici om în sfanță. Cum n-a dat nimeni vreo, ia că gospodărie, nu știu ce dau 1.000 de spătarul. Fost polițist aici, Ucișovă, o vinde el cu Iulia Loghe. Și eu m-am dus la dânsa, am găsit o vinză. Și Andrei cu de aici, că da, e o bun. Și am pus și-o scris hârtia asta. Scrie recipis. Și o sumă de bani, s-o dat bani. El s-o luat angajament, e face documente pe casă. Eu vreau să scris cu mâna, e ieși cu dânsa, cu spătarul, îi fac documente pe casă. Eu când am zis, te cera mai mare rușine, am zis, aprăchidem. Vasile Andrei, voi îi cunoașteți pe acești oameni? Știți cum au ajuns ei în casa voastră, practic, să locuiesc? Nu știu. Bine, așa cum arată ea, cu pereții de rămas, dar... Nu, era casa bună. Casa era cu pereții de... Deși e prejdet că, cum să vă spun, că pe noi ați ne ajută cineva, aiasă și eu format acolo să cunoaște că e proaspăt, că e format parecidit. Voi chiar credeți că această femeie cu trei copii era să vă dărâme casa în care ea locuiește? Nu, tatu. Tatu, bine, da. Și tai că să locuiești acolo. Da, el pasă că eu când am fost până, nu știu să vă spun, prin 2010 am fost, casa era bună. Nu era nici format, nici nu era. Asta e făcut. Voi ați încercat cumva să vă restabiliți în drepturi de proprietate pentru această casă? Nu am încercat. Sărești cu toporul ăla. La mine sărești cu toporul. Ea sărea la voi sau voi la ea? Nu, bărbatul? Era unul cu mustieț mai tânăr și ei zic că eu am intrat în ogradă, că eu țin minte, eu am pus șlangul și el la poartă și am intrat la mine acasă, dacă eu sunt proprietar, aveam documente, serixul de pe documentul original era al Andrei. Și eu intru și zic că el iese din casă și mă întreabă și tu ești, zic că eu sunt proprietarul casei, fiorul lui Valentina. Și el a început cam ușa zi cu mătru, cum zici, bărbatul lui fixă, nu știu, acord. Și el a venit din vale și zice, cum tu ești hazien la casa aia asta, dacă eu sunt tot hazien la casa asta. Și ne-a arătat un act de pe casă și am văzut că nația ceva de la documente, zic, eu mă duc până la primărie. Și m-am deci ei vorbesc, deci i-ați auzit acum împreună cu noi, că ei au cumpărat această casă. Voi știți? Nu. De pe mâine au cumpărat. Am fost și am vorbit cu femeia aia care Molcu a vândut casa. Și noi am vorbit cu ea. Haideți să vedem ce am aflat. În câteva momente, în platoul nostru va intra avocatul Andrei Habravan. Expertul a analizat actele pe care le dețin eroii noștri și este gata să ne spună ce șanse au frații Coadă să-și revendice drepturile la acest imobil. Până atunci, să auzim pe Iulia Loghin, o fostă angajată a primăriei din Hârtopul Mare. Anume, ea ar fi vândut această casă. Iulia Loghin afirmă că a făcut asta pentru că mama celor doi frați i-ar fi luat 4.000 de lei, după care s-a pierdut fără urmă. Să auzim. Mă trebuie două părinți, s-au culcat pe jang. Când mă uit, răscult tot acolo. Vă mă rog, acum era acele 4.000 legate, nici o capie, că măcar nu-i lăsat 2 de lei. Poliția de la Chiulien, Ivan Dimitrievici. El era la noi pe sector,
la primărie. Și el zice, dați la cineva, la... știți, să o căutați. Am căutat noi 3 luni zile, primarul, tot. Nimeni nu a dat dânsa. Cu ocazia asta, noi spătarii, dacă nu o găsim, trebuie să vină. Și am dat cu 2000 de lei. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre doi frați gemeni, Vasile și Andrei Coadă, care de 14 ani locuiesc într-un bordei săpat în pământ la o margine de Chișinău. După ce și-au petrecut o parte din copilărie la internat, ei au venit la Chișinău, unde și-au regăsit mama. Femeia trăia în stradă, așa că frații i-au construit un adăpost în pădurea de la Buiucani, unde s-au mutat și ei. Între timp, mama lor a murit, iar autoritățile i-au anunțat acum o lună că le vor demola locuința. Anterior am aflat că tatăl lor le-ar fi lăsat după divorț o casă veche în satul Hârtopul Mare. Însă acum 10 ani o fostă lucrătoare de la primărie și fostul polițist al localității au vândut casa familiei Coadă. În curând vom auzi cum comentează această situație actualul primar al satului, dar mai întâi să-l ascultăm pe avocatul Andrei Habravan, care a venit la noi în platou. Expertul a studiat o hârtie în baza căreia a fost vândută casa din Hârtopul Mare și acum ne va spune concluzia sa. Bună seara, Andrei! Bună seara! Eu vreau să te întreb ce valoare are acea recipisă pe care tot ne-o arată cumpărătorii. Da, din actele care le-am studiat, este vorba despre cea recipisă care dumneavoastră spuneți. În recipisa dată, deci este lucrătoarea primăriei, presupun că ea este care a fost cumpărătorul. Este o simplă recipisă scrisă de mână între cumpărător și vânzător. Potrivit legii, este inacceptabil o asemenea vânzare-cumpărare a unui imobil. Este contrar legii și din start această recipisă este, nu prezintă un contract în sine. Deci practic nu are nicio valoare. Nu are nicio valoare juridică. Prin urmare, acea persoană care s-a presupus sau s-a prezentat ca un proprietar a casei și a încasat bani pentru vânzarea acesteia, practica noastră arată că este de fapt culpabilă pentru comiterea unei presupuse unei infracțiuni de escrocherie. Sunt și cazuri similare când nu poți să vinzi un obiect și ai bani care nu e tău și te prezinți ca proprietar. Deci noi dacă vorbim strict juridic acum. Dar eu mă întreb, familia Cațăr, iată, femeia aceea care zicea că are 3 copii, tatăl său, ei reiese că ar fi și ei victime în această situație? Păi, desigur, ei sunt victime că au fost victimele unei înșelăciuni, că au dat bani păcăliți, desigur. Spune-mi, te rog, această femeie, Iulia, încă o dată revenind, Iulia Login, da, care a vândut casa eroilor noștri. Ea poate fi trasă acum la răspundere? Desigur, dar pentru aceasta trebuie victimele care se consideră victimele unei escrocherii sau după, la caz, deci noi observăm că sunt elementele unei infracțiuni de escrocherii, părerea mea personală, deci ca avocat, trebuie să o ceară prin plângere persoanele care sunt victime acestei infracțiuni. Deci atâta timp cât nimeni nu se plânge... Da, deci noi doar știm cu toții că sistemul nostru, chiar și dacă este victima, își depune o plângere, deci nu avem un rezultat așteptat. Care se mișcă cu greu. Dar în cazul nostru, vedem foarte bine că deci nu au interes nici... eroii noștri, ca cumva eu n-am auzit ca ei să depună o plângere pentru ca să pornească acest car. Echipa noastră a mers la primăria satului Hârtopul Mare, unde a discutat cu Eugenia Anghelici, primarul. Iată ce spune ea despre situația creată. Terenul acesta împreună cu casa a fost cumpărat în 2002 de către Coadă Valentina. A făcut moștenire pe copiii săi, 4 copii. Deci, după cât cunosc eu, un ficior dintre aceștia, de al ciobotarii lui Coadă Valentina, a venit. Deci ei au cumpărat casa, pe urmă au plecat, au lăsat casa și au plecat. Iulia Login, în contul banilor ceia, a vândut casa lor, fără ca să fie niciun înregistrat, deci ilegal adică a fost. Deci familia care, precum că ar fi cumpărat-o, trăiește aici, în casă. S-au făcut anume din lipsa de cunoștință, poate, a oamenilor că nu cunosc că trebuie să fie înregistrat. Orice tranzacție trebuie să fie înregistrat, trebuie să fie legalizat. Nu și demonstrează că el a cumpărat. Nu putem demonstra și... Da, ei au tot dreptul ca să vină să trăiască în casă. În primul rând trebuie să depun la organele de dreptul
cere ca să fie eliberat, să ceară să fie eliberat locuința. Voi vreți să trăiți la Hârtopul Mare, în acea casă? Da. Voi ați vrea să trăiți acolo sau să o vindeți și să vă luați o altă locuință? Să găsăm alte locuințe, să schimbăm. Sau schimbăm, sau... Dar unde v-ați dori să trăiți? Mai aproape de oraș, Hebă. Macră 10 km la oraș, Hebă. Nu știu, distanță mare. Dar la Bordei ați rămâne? La Bordei, noi chiar dacă n-ai fi, mă spunem cum sunt alți oameni care n-au unde, în realitate, de a trăi. A venit momentul să auzim ce spune pretura Buiucani. Colegii mei au discutat cu secretarul preturii, Valeriu Cudrean. Atenție! Eu fac și mă gândesc că jalogic. Tu ai să mă întreg pe mine, deși eu am de zile mai n-am făcut nimic. Ca și cum i-aș da ghiculeu ca în cap. Pun în situație toată pretura și primăria. N-am făcut nimic în direcția asta, ei nu vor să iasă de acolo. Nu este lege prevăzută că se interzice și omul să trăiască în Bordei, în mijlocul pădurii. Ei vor să le dăm lor, vă zic, spațiu locativ. Rezervă, dar noi nu avem. A fost cineva pe un document, pe o petiție, cineva a pus o rezoluție că să evacuăm. Dar în bază la ce să evacuăm noi și unde să-i ducem? Doar ca să evacuez un om trebuie să-i găsești, în primul rând, un adăpost. Care are și ești atât. Acolo nu se privie din viitor apropiat ceva construcții. Din câte mi-au spus ei, își doresc ca să obțină drepturi de proprietate pe acel spațiu. Dar cum în mijlocul pădurii, acolo Mult Silva e proprietar, cum poți să... E multe și spun că lor le zboară mințele, dar normal, așa, acolo, vă zic că noi unica ce putem, să vă spunem că am convenit cu întreprinderea numărul 15 municipală că să le găsăm de lucru, să cosească iarba, muncitori la întreprindere. Noi vrem să facem un proces verbal prin care dumneavoastră noi le asigurăm de serviciu, adică un lucru, un job, dar ei la rândul lor să obligă să plece de acolo și să astupe toate găurile cele, toate bordeile cele. Noi am putut cu forțele noastre să le lichidăm bordeile cele, să le schimb, să zicem așa, respim. După ce scoatem de acolo, scoatem lucrurile lor. Cam ce salariu pot îi câștiga acolo? Noi mai puțin de 6-7 mii de lei. Muncitori de rând. Adică la înverzire, la cosetul ierbii. Deci condiția este așa, vă oferim un salariu bun de 6-7 mii de lei și părăsiți acest teritoriu, da? Asta e condiția. Noi nu putem să găsim lor un trai care trebuie să-l achite pe urmă. Numai decât că acum cu 150 de euro, 3 mii de lei, e liber pașul că să scoată un apartament cu o daie. Eu am lucrat în Jocul 16 și tot așa promiteau 7.000, ați dădea 3.500. Eu am și carișoasele astea lor. Ei zic 7.000, ți dă 3.000. Și dacă unii să te duci și să cauți o gază cu 3.000, nu găsești. E pe Sculeangă, noi sunt semne mitică, camere mitică. Dar poate încercați? 10 pe 2, 200 de euro costă. Și atunci ce aveți de gând să faceți mai departe? Să mergem noi să schimbăm viața. Cred că n-au nici ajutoare, nici să te ajute. Marcăz, savetul și avata. Sau zdei și avata. Noi nu șerim că să dei apartament, casă și ceva. Să dei un nou cu o mână de ajutor. Cum savetul și să facem, cum să ne duci să scoatem casa. Și eu am stat atâția noi cât am trăit în Bordeiul ăsta. Tăi șpertura știe, și poliția, tăi s-au știut că noi trăim la Bordeiul ăsta. Și oamenii din deal știe eu tare mult. Tăi să știe eu. Și eu prins am un moment că o găsit de lucru. Da, bun, eu sunt de acord, tu ne-ai găsit de lucru. Da, eu gazdare așa. O frate mi-e gazdare și se mut la gazdă așa. O dă și rămâne din tot 3.000 de lei, de cu 3.000 de lei ce-ți faci? Îți cumpri vă două cartofi de și o morcă și gata asta tot. Eu cred că Vasilii și cu Andrei au totuși posibilitate și șansă ca să și construiască în continuare viața așa cum se cuvine și cum se le placă. Care ar fi șanțelor? Dar ei trebuie să dorească, fiindcă dau dovadă că ei în pădure sunt gospodari, dar la o casă pe pământ, în suburbii, ar fi foarte buni gospodari. De ce ar începe ca să meargă la casa care ei sunt proprietari de drept acum la zi,
Așa. În paralel, deci, mai sunt oameni de bună credință care sunt casă părăsite, chiar inclusiv în suburbia Chișinăului, care ușor ar putea să, pur și simplu, să le doneze lor, fiindcă... Poate ne vor auzi da, după această emisiune nu sunt, și vor deci, Andrei și cu Vasile nu sunt niște alcoolici, ei nu sunt niște băieți care nu știu ce vor de la viață, ei sunt muncitori. Ei vor să adapteze aici pe teritoriul nostru și, desigur, dar asta cred că s-ar putea de obținut rezultatul ăsta, dar trebuie să vrea, nu Andrei, dar și autoritățile să implice cât de cât, fiindcă băieți sunt de la internat, deci istoricul îl cunoaștem, autoritățile neapărat trebuie să durească, nu 14 ani au tolerat și acum să, din puținul care l-au în pădure, ce propun? Ca să-i facem boschetari cu desila? Deci nu este o variantă. Desigur că autoritățile și cu societatea civilă să venim în ajutor băieților ca cumva să le acordăm posibilitatea să revină în satele noastre, chiar și dacă aproape de Chișinău, eu cred că au toate șansele, dar trebuie să dorească. В связи с тем, что когда-то эти ребята сделали свой выбор, может быть, не совсем адекватный, может быть, не совсем правильный, выбрали другую модель, которая не совсем соответствует нашим социальным требованиям и так далее, но не совсем успешную. Сейчас перед ними стоит та же задача, которая была 14 лет назад. Принять решение, выбрать самостоятельно и сделать это более адекватно и более успешно. Поэтому я думаю, наши передачи и все здесь присутствующие направляют их на лучший выбор, советуют, исходя из своего опыта, из своих знаний, сделать оптимальный выбор. Почему ребята отказываются от каких-то предложений, которые, может быть, и имело смысл принять? Потому что это новое, это тревожит их, это опять же тот опыт, который они должны пережить. Но пришло время, когда нужно принимать решение. Я думаю, что как мужчины, думаю, как уже достаточно опытные люди в жизни в какой-то определенной, это уже не дети, они примут правильный, верный выбор. Eu vă percep așa astăzi. Deci voi cu mânuțele voastre vă puteți crea viitorul, nu trebuie să vă temeți. Ați spus că o să ne alungi de la gazdă, da, poate să fie. Studenți așa trăiesc, pleacă de la o gazdă la alta, da, poate să fie, nu exclus. Dar asta nu înseamnă că voi trebuie să locuiți în pădure, să nu aveți lumină, să nu aveți comodități, deci sunteți unul la mână, muncitori. Bun, dă-o dracului ofertă de autorități, nu aveți încredere. Vă zic 6.000, îți primiți 3.000. Dar să știți, fraților, că la construcție în ziua de azi primești foarte bine. Deci eu personal mă dau cu părere. Eu văd un bine pentru viitorul lor. Doar trebuie să fie foarte hotărâți. Poate să ne contacteze, pe mine inclusiv. Cred că și domnul jurist nu o să dea înlături. Doi la mână, ca variantă, noi am spus că donare de case, mai puțin probabil. Dar sunt case lăsate, oamenii pleacă peste hotare și au nevoie doar cineva să aibă grijă de ea. Și deță mă, nu-i pe o zi sau pe două, sau nu-i pe o lună sau pe două. Da, este varianta să revină înapoi. Dar sunteți avertizați, băi, fraților, uite, eu vin cu familia înapoi. Așa, așa, merge mai departe. Până când, cu mânuțele voastre în cecișor, nu o să reușiți să faceți, să puneți un ban grămat deoparte, să vă faceți o căsuță. Deci așa să faci planul pe viitor. Fără frică. Ești licențiat la un post de muncă, mergem în altă parte. Deci eu, din câte percep, ei vor o stabilitate pe viață, dar din păcate ea nu există în ziua de azi. Credeți-mă, ea nu există. Deci ți-o faci tu cu mânuța ta și printr-un sfat al meu, al domnului jurist, alți oameni buni, sunt sigur că o să reușiți să mergeți înainte. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.